Am un bazin lung 400 crawl de la 14 până la 17 ani. Deci 14, 15, 16, 17. Campion național absolut la 800 de metri liber, la 14 până la 19 plus, până la seniori, toate recordurile. La 1500 de metri liber, la fel, de la 14 până la 19 plus, până la seniori. Sunt campion european la 1500 de metri liber, dublu vicecampion european la 800 și 400, vicecampion mondial la 400 liber și medaliat de două ori cu bronz la 1500 și la 800 de metri liber. Eu am început să nod la vârsta de 7 ani. M-au trimis părinții printr-o rudă. Ruda aceea făcea și anul și vrea să mă trimită și pe mine. Și niciodată nu m-am gândit că voi ajunge la asemenea performanțe, sincer. M-am gândit că pot să iau un titlu național de-abia când m-am mutat la doamna antrenor Iulia Becheru, pe la 12 ani. Și având niște antrenamente mult mai grele, mult mai avansate față de ce făceam, am început să evoluez foarte bine și foarte mult și așa au venit și rezultatele. Cred că singurii mentorii ai mei sunt părinții și doamna antrenor Iulia Becheru. Îl urmăresc pe Gregorio Paltinieri de foarte mulți ani. Am și poze cu el, am casca lui, care a făcut recordul la 800 de metri liber în bazin lung. Și ținem legătura, mai vorbim. Păi bineînțeles, eu când m-am văzut prima oară cu Gregorio, la 16 ani, m-am motivat. A zis că mă urmărește de ceva timp și a zis că fac o treabă foarte bună și automat m-a motivat foarte tare. Eu sunt de părere că la probele astea mai lungi, 400, 800, 1500, ai un timp de gândire și poți să-ți alegi ce strategie ai vrea să faci în cursă. Eu înainte de cursă, cu doamna Iulia Becheru, ne uităm pe timpii adversarilor, știm cam pe unde se situează ei și încercăm să, nu știu, să contracarăm strategia adversarilor. Sau și dacă nu merge, planul B, să mă țin cu el și să-l bat pe ultimii metri. E o calitate de-a mea. Bineînțeles că, având atât de multe titluri naționale, când pierd la o anumită probă, nu pot spune că sunt dărmat, dar încerc să vizionez ce am făcut greșit și încerc să repar în antrenamente. Iar victoria, nu știu, vreau să rămân mereu la același nivel, să îmbunătățesc cât mai multe, cât mai multe, chiar dacă este vorba de niște chestii foarte mărunte, care cu ochii de afară publicul nu poate vedea în apă. A fost o priveliște din apă uimitoare când spectatorii toți sunt cu tine și te susțin. Da, o energie superbă. Toată lumea scanda și făcea semne, haide, haide, haide.